primar, îmi pare bine să vă revăd. Iată-vă, primar din 2004 aici la Urzica. Puțin știu despre dumneavoastră că sunteți nepotul unui alt primar, adică bunicul dumneavoastră a fost primar aici în comunitatea Urzica. Comunitate a cărei, pe a cărei stemă găsim Urzică, mai găsim frunze și flori și de salcâm și plugul. Context în care o să vă rog în debut să ne povestiți puțin despre Urzica, comunitatea Urzica. Localitatea Urzica, satul Urzica, practic, a fost atestat pentru prima dată în anul 1570, pe timpul voievodului Alexandru Mircea. Era atestat într-un document în care se făcea o grănițuire, practic, între mai multe moșii, Urzica, Dăbuleni, Ianca, Obârșia, Coteni, și este menționat pentru prima dată. Atestările curg de-a lungul anilor, de-a lungul secolelor, până în anul 1812, când brusc dispare din documente, fiind arsă din temelii de către un raid al turcilor. Care avea obiceiul să treacă Dunărea, să mai da puțin foc și să revină. Da, se bănuiește că ar fi fost turcii lui Pazvanoglu sau ceva de genul ăsta. Este un gol de la 1812 până în 1883, când Urzica a fost reînființată pe o lege a însurățeilor și au fost aduși, practic, satul a fost colonizat cu tineri însurăței aduși din satele din jur și mai de departe, cărora li s-a dat în proprietate 5.000 de metri pătrați în vatra satului, 5 hectare de teren în extravilan, teren arabil, și în devălmășie în jurul satului câte 5.000 de metri pătrați de islas comunal, unde aceștia își creșteau vitele. Care este populația comunei în prezent? În prezent, în urma recensământului din anul 2022, populația este 2022 de locuitori. 2022. Da. Iar ocupațiile de bază? Mai este relevant plugul de pe stema? Este relevant, extinzând puțin simbolistica plugului, pentru că sunt foarte mulți oameni care se ocupă cu cultura mare, cu vegetalul, dar a luat o amploare deosebită și legumicultura, undeva în prezent având aproape 20 de hectare de solarii. Care practic s-a diversificat, da. Să vă foarte bine și din toate direcțiile spre Urzica, pe toate râurile pe care viveți, solarii stânga-dreapta și chiar solarii mari. E o metodă de a rămâne tineri în sat. Cei care se ocupă de solarii, de legumicultură, în mare majoritate, 90% sunt tineri. Referindu-mă la stemă, prezența Urzicii, să spunem că ați moștenit-o, probabil soluri bogate în azot, că Urzica e o specie nitrofilă, partea cu plugul, făcând aluzie la, să spunem, ocupația de bază a locuitorilor din trecut, dar și din prezent ai comunei Urzica, dar apare salcâmul. Salcâmul, care e ceva nou, atunci când am fost nevoiți să adoptăm stema localității, tocmai aveam reușită de plină la prima plantație de salcâm, practic la perimetrul Urzica 1, care a avut în jur de 188 de hectare. Și așa face legătura cu subiectul de bază de azi, și anume pădurile de la zero pe care le-ați creat în ultimii aproape 20 de ani, chiar 18 ani. Deci faceți majoratul pădurii de salcâm la Urzica în acest an 2024. Spuneați de stemă că ați adoptat-o în 2015, dacă nu mă înșel eu. Deci la 9 ani, de la primele acțiuni de împădurire aici la Urzica, pe procedură de perimetru de ameliorare, și simt nevoia să explic puțin, adică teren care avea destinație agricolă, folosit sau nefolosit, pe care ați accesat bani de la guvern prin Ministerul Mediului, prin actualele gărzi forestiere, fostele ITRSV-uri, cum se chemau atunci, și ați făcut minunățile astea de păduri de salcâm, 288 de hectare în total. Pe raza localității, 288 de hectare, la care se adaugă un perimetru de pe raza comunei Grojdibodu, care este înființat pe un teren proprietate a localității Urzica, în suprafață de 34 de hectare, la care se adaugă și în jur de 43 de hectare de perdele forestiere de protecție, care tot la fel sunt înființate pe terenurile proprietate personale ale cetățenilor din localitate. Pentru că și proprietatea publică și proprietatea privată erau eligibile, sunt în continuare eligibile și prin procedura asta de perimetru de ameliorare, dar și prin PNRR, dragilor. Deci sunt bani, au fost și sunt în continuare. De ce nu s-a întâmplat mai mult în raza județului Olt, spre exemplu? Sunteți o redută verde aici. Da. Probabil că la timpul respectiv
și autoritățile și cetățenii erau reticenți. Au fost probleme în înființarea acelei asociații, acelui ONG care să fie eligibil din punct de vedere legal pentru a accesa fonduri. De obicei primarii vor să facă lucruri care sunt, se implementează foarte, foarte rapid. Cu pădurea e altfel, o pădure, uitați-o, aia abia după 20 de ani, în jur de 20 de ani. Probabil că și asta a contat. A mai contat faptul că s-a mai încercat cu vreo 10 ani înainte, dacă nu mă înșel, împădurirea unor terenuri neproductive după aici. S-au împădurit, practic s-au înființat plantațiile fără a fi întreținute. Au fost la fel distruse de secetă, distruse de pășunat. Și oamenii n-au vrut să vină către proiectul ăsta. Abia după ce s-au creat aceste oaze, să le zicem așa, la Urzica, la Mârșani, la Ostroveni și celelalte localități au marșat și au venit. Practic am fost exact cum mergeau înainte prin anii 50-60 pentru colectivizare, să duceau reprezentanții unor localități unde să înființaseră CAP-uri, să le spună cât de bine este și ce bine e să te înscrii în CAP-ul. Așa am fost și noi și am dus o luptă și le-am prezentat localităților din zonă și mai de departe faptul că asociindu-ne și înființând aceste asociații ale proprietarilor putem accesa bani să împădurim și să scăpăm de terenurile astea nisipoase. Deci făcuse. Aici unde suntem, zona în care ne aflăm, sunt terenuri nisipoase. Da. Bănuiesc că nisipul ăsta istoricește s-a depus peste cernoziomurile fertile. Cândva, probabil, pădurile vechi de stejar, acum 200-300 de ani, defrișate în adevăratul sens al cuvântului pentru a da suprafața agriculturii, au urmat 10, poate peste 100 de ani în care, să spunem mai mult sau mai puțin, au fost valorificate și dumneavoastră le-ați preluat sub, cu eticheta de terenuri degradate nisipoase. Neproductive. Neproductive. Ce era în jur aici, practic? Păi, imediat după Revoluție, oamenii au fost împroprietăriți cu vii. Din cele 288 de hectare la care facem referire, au fost în jur de 95 de hectare de vie. Dar, tot la fel, fiind foarte departe de sat, populația îmbătrânită le-au muncit în jur de 10 ani și le-au abandonat oamenii. Deci așa se explică de ce pe unele drumuri, pe margine, încă se mai vede vița de vie. Da, vița de vie. Oamenii le-au abandonat, era practic un câmp părăsit, unde de fiecare dată când bătea vântul, vedeai numai ciulinii ăia care îi rostogolește vântul și erau furtuni de nisip unde nu te vedeai om cu om. Azi totul este stabilizat, avem și un covor vegetal foarte bogat. A apărut ca efect al surplusului de umiditate, a apărut ca efect al protecției coroanelor acestor arbori, care în general sunt arbori de salcâm. Salcâmul reacționează cel mai bine aici, dar știu că ați plantat și altceva. Da, avem plantate și în jur de 15-20 de hectare de plop. Atunci când am delimitat perimetru în zonele unde este în prezent plopul, băltea apa și prin studiu respectiv au dat soluția de plop. Și mai avem un teren care este un pic mai bun spre cernoziom, este un fel de nisip amestecat cu cernoziom, avem și câteva hectare de stejar. E o schemă cu stejar, corcoduș, ulm de Turkestan. Da. Mai aveți, am văzut, glădiță, puțină sălcioară, dar da. Și minunăția asta de arbore. Dud. Sau pom pentru unii, da. Dudul. Da. Dudul, să știți că se prinde foarte bine în zonele astea și bătrânii în jurul, până în colectivizare când munceau viile, în jurul acaretului ăla din vii, bordeiului, cum îi zicem noi, sau coșării, cum se zice la noi la Olteni, aveau numai dud ca să le țină de umbră. V-aș ruga să revenim puțin la provocări. Spuneați, prima a fost dată de provocarea de a coagula populația, de a le explica. Și aici fac referire pentru că tind să cred că în unele zone din țară istoria se rescrie. Chiar citam recent articole din revista Pădurilor pe la anii 1930, în care era o dispută, o dezbatere, la momentul respectiv, că e nevoie masivă de perdele forestiere de protecție. Se pune atunci întrebarea cine să le facă, agronomii sau silvicultorii. Cred că răspunsul este împreună.
Pe de altă parte, într-un alt articol, era chiar pe județul, fostul județ Romanați, spuneau că nu vor să extindă pentru că lipseau exemplele. Și iată puterea exemplului. Ce alte provocări s-au mai întâmpinat? Păi v-am zis, în primul rând, reticența cetățenilor. De ce? Le era frică că li se va lua da, pământul? Da, exact. Ziceau, nu vrem să reînființăm CAP-ul, abia am scăpat de el și nu vrem să reînființăm CAP-ul, mai ales că Urzica a fost printre ultimele localități care s-a colectivizat prin presiuni enorme asupra oamenilor, bătăi crunte, deposedări, umiliri și oamenii au ținut minte și nu voiau să se întoarcă la acele timpuri. Deci e bine de menționat că nici atunci, nici acum, așa cum este cadrul legal, nu li se ia proprietatea. Proprietatea rămâne a oamenilor. Asta am și încercat să le explicăm. Ne întâlneam cu ei pe la colțuri. Am sunat și cu Goarna. Ne adunam în anumite zone ale satului. La biserică i-am bătut la cap să veni și haide să înființăm această asociație pentru că e singurul mod de a accesa bani. Pentru că cine a venit și mi-a explicat faptul, domnul inginer Silvic Popescu, nu credeam că există posibilitatea asta. Eram la începutul mandatului, primului mandat de primar și nu credeam că există posibilitatea ca cineva să ne ofere atât de mulți bani încât să ne dea și să bani să și împădurim, să și rămână lemnul nostru. Și pentru lucrările de întreținere, ca asta e foarte important, chiar și împrejmuire, că ați avut bun, nu știu, ați avut toate perimetrele împrejmuite? Da, toate perimetrele. Că să văd încă urmele bulmacilor sau stâlpilor de beton. Să văd urmele bulmacilor de la primul perimetru și l-am reușit să-l facem și pe al doilea în prelungire. Gardul de acolo de protecție practic și-a pierdut rolul, dar există și este încă acolo. Deci ați început în 2006. Da. Cu ce suprafață? 188 de hectare. Așa, din prima. Da, din prima. Curaj după aia am mai făcut încă 102. După aia perdele forestiere în 2011, după aia cele 34 de hectare în 2015. Pe care o să mergem să le vedem da, și pe acelea, da. Că acolo e ceva diferit. Ce zic oamenii azi, oamenii la 18 ani distanță? Oamenii sunt mulțumiți, mai ales cei care au pădure și care și-au luat, și-au curățat pădurea, și-au toaletat, și-au beneficiat de o anumită cantitate de masă lemnoasă, foarte redusă, dar a beneficiat. Avem probleme cu cetățenii care au un teren mult mai slab și unde nu s-au putut înființa aceste culturi de salcâm, dar acum prin PNRR-ul deja am depus cererile la APIA și am delimitat toate acele goluri, toate acele enclave unde nu s-au prins, unde nu există pădure, pentru a încerca din nou să le împădurim. Deci ne așteptăm să fie o nouă rundă de împăduriri la Urzica. O nouă rundă de împăduriri sper să fie cât de curând. Semnalele sunt acum încurajatoare din partea populației? Semnalele sunt încurajatoare că există puterea exemplului, mai ales că avem, noi la Urzica avem vreo 30 de hectare, cred, dar au venit către noi cetățenii din localitatea vecină din Bădăstrița cu vreo 70 și ceva de hectare, înscriși în asociație și așteptăm să accesăm prin PNRR-ul în pădurea. De se întâmplă. Apropo de știrile care au apărut la ceva în după, chiar citeam în ziarul Adevăr o știre din 2010, care Adevărul titra atunci că Urzica e localitatea în care se înființează pentru prima dată perdele forestiere de protecție, sigur, făcând referire la procedura de perimetru de ameliorare și fonduri respective, dar important era, spuneau acolo, că oamenii câștigă bani și lemn. Da. Câștigă doar lemn momentan pentru că acei bani, acea compensare a pierderii producției agricole, care potrivit codului silvic românesc oamenii trebuie să o primească, nu am putut să o primim atunci când am depus de conturile la plată, era ITRSB-ul, nu era Garda Forestieră, ITRSB Râmnicu-Vâlcea, împreună cu ei am fost la finanțele publice din Vâlcea, am primit notificare. Nu suntem eligibili pentru primirea acestor compensări din cauza faptului că nu este eligibilă. Comisia Europeană nu permite să se acorde subvenții pe păduri. Trebuia notificată Comisia Europeană de către statul român și dacă se aproba, abia atunci și cetățenii primeau acei bani. Dar avem acum un context favorabil apropo de bani. Avem un context favorabil, dar nu știu dacă putem să includem și plantațiile și perdele înființate.
Nu, mă refer concret la cele care urmează. Cele care urmează? Există bani pentru proiect tehnic, există bani pentru înființare, există bani pentru lucrări de întreținere. Și pentru compensarea pierderii. Și pentru compensarea, dacă scoatem din circuitul Apia, primii 12 ani, 190 de euro pe an și pe hectar. Da. Și în continuare, deci primii 20 de ani, încă 456 de euro pe an și pe hectar. Deci iată oportunitate și bani pentru, apropo de bani. Da. Dar altceva, domn primar, că banii vin și pleacă, dar pădurea rămâne. Și vedem o pădure aici de 16, 17, 18 ani, deci primii 3 ani. Cu ce altceva mai vine la pachet această pădure? Păi această pădure, vă dați seama, vine cu schimbări climatice vizibile. Cu... În sensul bun de data asta. În sensul bun de data asta, că cred că am menționat și în alte interviuri că aici plouă și pe zona satului nu plouă, mai ales că se influențează, zona este influențată și prin faptul că undeva la câțiva kilometri de pădurea asta există o pădure seculară, Braniștea Cătărilor, și probabil, nu știu, care specialiștii pot să știe, da, creează un câmp atmosferic, se, nu știu, sunt vapori de apă mai mulți și plouă. Da, păi evapotranspirația, vapori ajung în atmosferă, sunt condensează. Trebuie să spun că tot prin asociația de la Urzica, la sud de plantațiile noastre, s-au înființat încă 202 hectare la pe raza localității Ștefan cel Mare. Și practic cu pădurile înființate în Dolj de către ocolul de stat pe suprafețele, pe suprafețele fostei ADS-ul. Stațiuni ale ADS-ului, dar pe suprafețele fostei stațiuni de cercetare de Buleni. Aici s-a creat un trup compact de vreo câteva sute de hectare, 600-700 de hectare. Pentru că dacă nu știți, dar vă uitați pe hartă, Urzica este la, în județul Olt, dar graniță cu județul Dolj, de asta face continuitate. Practic avem o enclavă în județul Dolj, suntem înconjurați de județul Dolj cu suprafața asta împădurită și la sud, și la vest, și la nord. Deci spuneați de acest microclimat pe care noi acum, de care ne bucurăm, că dacă mergem 10 metri mai acolo în plin soare, cred că eram deja transpirați. Pe fundal e un concert incredibil de păsări. Asta era, vreau să punctez al doilea. S-a schimbat, cum să zic, fondul cinegetic, păsările, au apărut căprioarele, au apărut, din păcate, și șacalii. Pădurea la un anumit moment era cotropită de acești șacali care văd că din punct de vedere al populației s-a redus considerabil, nu știu care este, probabil că au migrat mai spre sud, mai spre nord, au apărut și căprioarele, este o zonă din punct de vedere al vânătorii, este o zonă de refugiu delimitată de către AJVPS-ul Olt, nu se vânează sau există tendințe de a vâna pe care noi le învingem din fașă. Și fazan am văzut. Și fazan, și potârnichi, mai ales porumbei sălbatici. Porumbei sălbatici și o populație foarte mare de și altfel de păsări pe care nu le cunosc. Au apărut păsări pe care nu sunt cunoscute. Sunt unele cu moți, așa, nu-i pupăză, e ceva mic. Da, foarte mult. Au apărut foarte multe șoave, șoimi, deci chiar... Răpitoarele pentru... Răpitoarele chiar plutesc. Rozătoarele de câmp. Da. Aici are o discuție apropo de perdelele forestiere și o să mergem să vedem câteva, le vom vedea și din dronă de altfel. Pentru că sunt unii fermieri care își doresc aceste perdele forestiere de protecție a câmpurilor agricole ca să fie și locuri în care răpitoarele să cuibărească, ca aceste răpitoare să consume, să hrănească cu rozătoarele din câmp, acele rozătoare care generează pagube culturilor agricole. Știu că aveți povești aici, chiar îmi povesteați mai devreme, apropo de acei locuitori care beneficiază de pe urma perdelelor forestiere de protecție. Ce zic ei? V-am zis, inițial, mai ales vecinii celor care aveau perdele forestiere, ziceau, bă, mă umbrește perdeaua ta locul, nu pot să obțin producție câțiva metri. Ajungând la maturitate, perdelele și-au schimbat opinia, pentru că văd că în zona perdelelor forestiere producțiile sunt foarte mari, indiferent de ce plante sunt, grâu, orz, porumb, lucernă, umiditatea este care se acumulează de-a lungul iernii prin oprirea zăpezii, prin umbrire, prin stoparea vântului de a evapora apa din sol sau de la suprafața solului, se înmagazinează mult mai multă apă și este o diferență mare de producție. Lângă o perdea
chiar avem un arendaș care are în jur de 1000 de hectare și spunea, nu vorbește limba română foarte bine, și spunea, lângă perdea 7000, 8000 la grâu, mergea mai departe numai 4000, 5000. Și producțiile de plante furajere, de lucernă, tot la fel, sunt vizibil mult mai mari în jurul perdelor forestiere. Păi poate să gândește să le îndesească, să facă și altele intercalate, da, de ce? Acum, la începutul depunerii, la început, în cererea de la APIA, aceste perdele erau scoase, nu erau eligibile. Uh-huh. Acum îi ajută foarte mult și arendașii au început să le preia și să le dea proprietarilor, arendatorilor, pe aceste perdele, exact ca pe un loc arabil, că îi ajută foarte mult la zie, zonă de interes ecologic, sau nu-i mai obligă să pună acele plante care stochează. Da, azot. E o măsură în gaie cobnic, de exact. Cunosc eu, care fermierii sunt obligați să aibă 5%, dacă nu mă înșel eu, pârloagă. Da, pârloagă. Pârloagă asta putând fi și perdea forestieră de protecție, care poate fi finanțată și din PNRR. Deci, iată cum să leagă de data asta foarte bine. Trebuie doar să circule informația cât mai mult și oamenii să aibă curaj să încerce, pentru că, iată, și aici, într-o zonă nisipoasă, cum de altfel sunt și cele din Dolj, se poate face pădure. Nu ușor, dar uite, la 18 ani distanță, acolo e apor vegetal, aici este, da. Este umed, da. Și toată vegetația asta, care, deși e uscată în mare măsură acum la jumătatea lunii iunie, a fixat aceste nisipuri zburătoare. Ce ar mai fi de menționat apropo de experiența înființării asemenea păduri? Ar mai fi de menționat faptul că toate aceste experiențe trebuie urmate și de cei din zonă. Uh-huh. Pentru că dacă rămânem noi ca o enclavă, nu facem nimic. Și mai ales aceste perdele. Aceste perdele ar trebui înființate în tot sudul ăsta supus Arșiței. Vedeți ce temperaturi avem acum. Nu plouă sau se iscă din senin furtuni, ar trebui exemplu extins tot sudul ăsta de la noi de aici, de la Corabia, nu știu, până spre București, ar trebui perdelizat. Perdelele ar face mult. Ar face, dacă agricultura ar avea perdele forestiere, dacă oamenii ar putea să beneficieze de sistemele de irigații, dacă ar fi protejați contra grindinei de acele sisteme de lansare a rachetelor, ar fi ideal. Pentru că așa am avea producții sigure și nu am mai fi supuși la, n-am mai stat la grija efectelor ăsta meteorologice. Și de ce credeți dumneavoastră că, totuși, aveți experiență de 20 de ani, cunoașteți localitatea extrem de bine, cunoașteți județul foarte bine și sunt convins că știți foarte multe, cel puțin din zona de sud a țării. De ce e reticența asta în rândul primarilor, să întreb prima dată? Primarii, mai ales cei care vin la primul mandat, urmăresc să facă ceva vizibil pentru a atrage alegătorii și la următoarele alegeri să redobândească din nou scaunul de primar. Deci mesaj pentru primarii pentru care intenționează cel puțin două mandate. Da, dar majoritatea primarilor din zonă sunt la al doilea, la al treilea, la al cincilea mandat. Acum nu mai este scuzabil faptul că n-am făcut nimic și trebuie să fac ceva, lasă-le încolo de păduri. Acum chiar pot să acceseze și pot să constituie suprafețe de pădure pe suprafața localităților lor. Iar cetățenii, considerați piedica majoră este cea dată de lipsa asocierii? Da, lipsa asocierii, da. La noi a dispărut, cum v-am zis, când s-a înființat localitatea, avea o suprafață pe care o exploatau de vălmășie, fiind acea suprafață de izlas. A dispărut spiritul ăsta al asocierii, al de vălmășiei. Oamenii au devenit mai egoiști, fiecare vrea să-și aibă proprietatea lui, să știe ce face pe ea. Asta e una dintre cauze. Ce se întâmplă în prezent cu această pădure? Cine are grijă de ea? Pădurea este administrată de către un ocol silvic privat, din la care am aderat și noi. Probabil că... Ocolul silvic Romanați, nu? Ocolul silvic Romanați, da. Cel mai recent înființat ocol pe raza localității Urzica, da. Urmează ca atunci când specialiștii vor considera să se dea la ras sau altfel de exploatare, vedeți că numărul de arbori pe unitatea de suprafață este destul de mare și că trebuie intervenit cât de curând în pădure, pentru că stagnează din cauza desimiei. Și aici simt nevoia să subliniez că nu e o tragedie, ba din contră sunt multiple câștiguri aici. Ne gândim prima dată la lemnul de foc.
atât de necesar în comunitate, dar și în comunitățile limitrofe. Și ne gândim de asemenea că fiind preponderent salcâm, salcâmul lăstărește și drajonează. Adică atât din cioată, dar și din rădăcini, din loc în loc vor ieși puieți, care având în vedere că vor fi prima generație de lăstari dintr-o generație de puieți plantați, vor avea creșteri și de 2-3 metri în primul an garantat. Deci atât cum încă 20-30, următorul ciclu, iar tăiere la ras, alți 20-30, următorii 50-60 de ani sunt asigurați prin proiectele pe care le-ați demarat în 2006. Din câte știu, producția de masă lemnoasă este mult mai mare la generația 2 și 3 decât la prima generație. Depinde. Regula spune că e chiar invers, dar depinde foarte mult. Sigur, creșterile la început în generația a doua sunt susținute din faptul că rădăcina e foarte dezvoltată și am câțiva lăstari din care, pe care îi pot selecționa, spre exemplu, pot selecta pe cei mai viguroși și se va duce. Asta va fi, le-am explicat oamenilor, de obicei în fiecare an, în luna ianuarie, facem o adunare cetățenească unde primarul prezintă raportul de activitate dar pe anul anterior. Da. Și le-am spus oamenilor, băi, uite, o să urmeze tăierea la ras, probabil că vor drajona și va sigur începe, vom avea o producție de masă lemnoasă asigurată sau o pădure și pe următorii ani. Cineva din sală mi-a zis, da, dar ca să avem generație trebuie ca acea pădure, generația a doua, ciclul 2 de producție să fie întreținută, trebuie lăsat la fiecare rădăcină unul sau doi arbori, nu? Da, e, cine va face asta? Ocolul silvic. Ocolul silvic. Asta e, așa ne-am asumat, dar oamenii și-au pus întrebarea. Că dacă lăsăm să lăstărească spontan, fără să intervenim, probabil că va fi o creștere nu tocmai... Da, din punctul meu de vedere ați închis cercul aici, în sensul că ați înființat pădurea, ați avut grijă de ea, ați adus-o până la aceste vârste, diametre, înălțimi și acum pasul următor firesc este să o dați către grijă. Nu, proprietatea rămâne în continuare a proprietarului, da, dar sub îngrijirea silvicultorilor. Aveți la nivelul comunității o sărbătoare, da, în strânsă legătură tot cu salcâmul. Am despre vrut ce să menționez și eu mai înainte, am uitat, se numește Sărbătoarea Florii de Salcâm, care tot timpul este organizată în prima duminică din luna mai a fiecărui an. Am ajuns deja la 12-a ediție. A fost inspirată tocmai din faptul că avem pădure. Și când salcâm e florit atunci, nu? Început de mai este florit. Da, da, încă este înflorit. Este un festival concurs pentru copii care devine din ce în ce mai cunoscut. Inițial a fost județean, acum este zonal. Am avut surpriza că anul ăsta să avem participanții copii din Telorman, copii din Mehedinți, din Dolj. Sperăm să-l popularizăm, probabil interveni și făcând premiile mult mai atractive. De la anul asta urmează. Până să mergem să vedem și perdelele forestiere, sunt ferm convins că toți acești ani din 2006 până acum ați avut multe pățănii. Care ar fi, să spunem, cea mai relevantă, cea care v-a marcat în sensul bun cu privire la înființarea pădurilor? Cea care m-a marcat cel mai mult a fost, cred că suntem undeva la câteva sute de metri, când un cetățean din localitate care nu a vrut să fie colectivizat, nu voia să dea acea suprafață pentru împădurire, la primul perimetru de ameliorare. Da. Din greșeală noi i-am arat acea suprafață, el n-avea decât vreo 2000 de metri pătrați. A venit foarte revoltat la primărie și mi-a zis, bă, primare, eu nu am vrut să mă scriu în CAP-ul, credeți că voi îmi luați mie suprafața de teren să mă împăduriți, dar nu ți-o luăm, ți-am arat-o, noi am arat-o că era acolo, ia-ți-o și plantează-ți. Păi cum, pot să-mi o plantez cu ce vreau? Da, noi ți-am arat, ți-am arat-o din greșeală, puneți ce vrei tu. A ieșit până afară, a ieșit afară și a venit întors. Bine, dar pot eu să-mi împăduresc singur acea suprafață? Bătrânul avea 80 de ani. Uhum. Și da, dacă ți-o împădurești singur, noi îți plătim munca pe care ți-o faci. Acum acolo este între timp moșul s-a stins, dar este o pădure foarte frumoasă. Nu-i venea să creadă că nu se fac presiuni, că nu... Da. M-a marcat foarte mult, mai ales pentru faptul că la câțiva ani distanță bătrânului s-au furat doi porci și fiind în birou cel cu care împădurisem, a văzut, nu e nenea ăla cu pădurea care nu voia, da, spune-i că îi cumpărăm noi porci. A venit moșul, a început să plângă și a rămas foarte marcat
de chestia asta. Dar mândria de a fi singur om din sat care nu s-a colectivizat era încă în el la 80 de ani și a vrut să dovedească că nu vreau să vă dau teren. Deci când un exemplu văzut... foarte bun că a achesat totuși la acest val de împăduri. Da. Am avut necazuri și cu ciobanii, cu păstorii din zonă care în primii ani credeau că acești arbori de salcâm, puieții aia sunt ai lor și că trebuie pășunați. Am avut necazuri când pădurea a crescut mai mult și cu locuitorii dintr-un sat vecin cu noi, care de obicei se ocupă cu furtul ăsta de lemne și supraviețuiesc probabil sau adună și ceva bani mai mulți. Probleme sociale, educație și altele. Am avut destul de multe probleme. Spuneam că aici suntem oarecum în inima celor 288 de hectare, oarecum în centrul plantației. Suntem foarte aproape de Oborna acolo și v-aș ruga să mergem puțin acolo să ne povestiți. Aveți mai multe asemenea borne și v-aș ruga să ne spuneți puțin care e treaba cu ele. Bornele sunt în linie dreaptă, se întind. Asta este cea mai nordică borne, dar merg spre Dunăre de-a lungul direcției astea nord-sud. Practic sunt pietrele de hotar care delimitau vechea vatră a comunei Urzica de așezămintele brâncovenești și după aceea de domeniile regale. Se spune că de aici spre vest începeau moșiile înființate de Brâncoveanu pentru a avea bani în visteria proprie sau în visteria statului, care apoi s-au moștenit și domnitorii ceilalți le-au administrat de-a lungul timpului, până la venirea regelui sau la constituirea casei regale, când suprafețele respective au fost date în administrarea coroanei. Deci avem aici un AB, nu? Da, ce înseamnă AB? Așezămintele Brâncovenești. O rocă dură. Da, se cunoaște că e adusă de undeva și plantată aici. Sunt în linie dreaptă, au fost bornate de-a lungul pe direcția asta nord-sud, până undeva aproape de Dunăre. Domn primar, ne-ați arătat mai devreme cele 288 de hectare de lângă Urzica, plus perdelele forestiere de protecție, și ne-ați promis că ne aduceți și aici la Potelu să vedem cu totul altceva. Pentru că mă uit în jur, văd scoici și foarte mult nisip, care nu știți cât de tare frige. Despre ce e vorba aici? E vorba despre perimetrul de ameliorare Urzica 3, care este înființat pe o parte din suprafața izdazului comunal. În total avem 100 de hectare, 34 de hectare s-au pretat pentru înființarea unui perimetru de ameliorare. Sunt fostele dune, fostele grinduri din interiorul lacului Potel, lac care a fost desecat prin 68, 69, 70, în vederea creării amenajării de irigații Sadova-Corabia. Adică vreți să spuneți că noi acum suntem pe fundul fostului lac Potelu, cel mai mare luciu de apă din sudul României. Mă rog, desecat. O parte din islaț, da, este pe fundul vechiului lac Potelu, dar din păcate aici nu suntem. Aici suntem pe fostele grinduri, care localitatea noastră le-a avut în proprietate încă din 1933, prin date de rege, ca și islaț comunal. Aici erau niște dune care erau deasupra lacului, erau decât inundate periodic primăvara și toamna, dar în restul timpului oamenii din localitate chiar își aduceau animalele și le pășunau, în special oile, și le pășunau aici, în localitatea asta, în locația asta. Și cele 34 de hectare preponderent salcâm, dar și dud. Avem și dud chiar pe suprafața fostelor grinduri și în spatele nostru, mai spre sud, mai spre Dunăre, sunt plop, pentru că acolo era exces de umiditate și uitați-vă cât a crescut în 3 ani de zile plopul. E bine de menționat că Dunărea e la mai puțin de un kilometru, poate jumătate de kilometru față de noi. Da. Dar eu aș insista puțin asupra acestui dud, pentru că e clar aici un teren foarte nisipos, deja temperatura la nivelul solului se simte și prin tălpile încălțărilor. Plantat în martie 2020, procentul de prindere bun, dar creșterile sunt timide, pentru că condițiile sunt vitrege. Să știți că este un an mai târziu, soluția a fost și aici cu salcâm sau cu plop, nu s-a prins și am intervenit, a fost răzleți câteva suprafețe, poate câțiva ari de dud. Și ulterior
au determinat suprafața asta nisipoasă și au pus cele 3-4 hectare de dud, care, uitați, se prezintă destul de bine și a fixat solul. E important. Cred că era singura soluție sau cea mai bună soluție. Important e, cum spune, să fixeze aceste nisipuri și încet, încet, nu ca și cum am văzut mai devreme la Urzica, dar clar și aici se va întâmpla. Prin stratul de literă sunt deja ceva ierburi timide instalate, dar dacă ați fi aici ați vedea cât de cald este, e nisip peste tot până te uiți. Acolo spuneați plop, un an mai târziu planta, da, nu? E cam din aceeași perioadă cu dudu, un an mai târziu. 2021. Și unul, da, da. Aici ce provocare ați avut, în afară de faptul că nu s-a prins alcâmul inițial, dar iată că dudul s-a prins? Au fost și alte provocări? Provocările au fost în obținerea vizelor de la minister. Am avut câteva drumuri. Li se părea ciudat că cerem în mijlocul acestei suprafețe de terenuri mănoase, că cerem înființarea unui perimetru de ameliorare. Dar între timp și cei de la minister s-au convins, datorită studiilor și insistenței noastre, că trebuie împădurit. Și chiar trebuie să vede cu ochiul liber că trebuiau împădurite aceste suprafețe, care inițial au fost date în închirie crescătoră de animale din localitate, dar niciodată nu puteau să le întrețină crescând buruieni, pământul ăsta era sterp și nu veneau niciodată să pășuneze aici, APIA îi sancționa de fiecare dată și de bună voie au renunțat la suprafețele respective, a rămas la dispoziția Consiliului Local, care prin hotărâre a hotărât să înființeze perimetrul de ameliorare Urzica 3. Uitați că implementarea a fost dusă la bun sfârșit și deja a fost încheiată starea de masiv și este acum în Iraupleda nouă, cei constructorul și cu ocolul Silvii care l-avea în pas. Pentru că și aici e bine de menționat, a fost investiția de la stat, proiectare, da, execuție, întreținere. Da, poate. Noi am predat amplasamentul și l-am luat la cheie, dacă se poate spune așa. Acum, mai în glumă, mai serios, vă întreb, vă pregătiți și de sericicultură, de creșterea viermilor de vătaze? dacă perspectiva sună bine, de ce nu? Pentru că, iată, dacă aici dudu a mers foarte greu, e o specie în care eu cred foarte mult, am văzut-o și în județul vecin, în Dolj, la Mărșan, dar și alte localități. Nu crește la fel de repede ca și salcâmul, dar iată un exemplu aici, la Potelu, că acolo unde salcâmul nu a reușit, reușește dudul. Da. Și aici păsări, am auzit și un fazan, da, un cuc. E, da, cuc. Da, da, e diversificată. Nu e guguștuc, e guguștuc. Și guguștuc și cuc s-a auzit mai devreme. Da? E diversificată populația de păsări. Sunt și iepuri, să știți că de câte ori am venit, și căprioare. E... Zona s-a populat din punct de vedere al vânatului. Deci încă un exemplu de transformare a unui teren sterp, infertil, într-o oază verde. Chiar dacă duzii au 2 metri și un pic peste 2 metri în 4 ani, da, sau 4 ani de creștere, important e că încet, încet se creează pădure, se fixează nisipurile. Domn primar, felicitări multe și abia așteptăm să vedem noul val de împăduriri. Da, vă mulțumesc și eu pentru că ați venit la noi și vă mai așteptam. Cu mare drag. Mulțumesc.